Am fost pe punctul să-mi iau o țeapă, deci aproape 7.000 de lei. Cum? Păi vă voi spune în secundele ce urmează. Ieri am făcut un live în care am căutat mașini și am găsit o mașină. Vă voi arăta anunțul imediat, dar mai întâi, mesajul sponsorului. Videoclipul de azi este sponsorizat de acest server de 5M. Așa că dacă nu știai pe ce server să intri să te joci și tu nițel 5M, te aștept pe acest server aici de pe ecran. Ai și comanda să te conectezi în descriere. Și acesta este anunțul cu samsarul nostru pe care l-am găsit astăzi. El cere pe mașină 1400 aproape, a lăsat-o la 1300, l-a sunat taică-miu, a mai negociat cu el și a lăsat-o la 6000. Dar la 6000 o mașină din asta nu e chiar atât de rău. Ăștia-s banii pe care am eu, 1600, atât îmi permit, atât am strâns vara asta din YouTube. Nu începeți să-mi spuneți în comentarii că iați dracu un BMW 36 sau E46 ca să aveți pizde cu el, că eu nu sunt genul ăla de om. Și am fost să vedem mașina, întâi inițial nu voia să lase la 6.000 de lei, o lăsați pe la 6.200, 6.400, nu mai știu pe la cât. Tot el s-a dat de gol, a zis, dacă vreți mai am o mașină mai ieftină. Deci s-a dat de gol care are mai multe mașini, după am văzut că mai avea două. Deci omul nostru e un samsar începător. Îl găsiți în parcare la Carrefour, în Colentina. Și am fost să vedem mașina totuși, i-am zis că vine la Slobozia. El ne aștepta cu morcovul în cur în parcare, să venim o dată să luăm mașina. Noi am mai stat vreo oră până am plecat, că de la Slobozia la Urziceni e vreo oră de mers. Asta, noi am zis că acum și plecăm. E, unde am stat liniștiți, am mâncat, ne-am îmbrăcat frumos, ne-am mai lălăit-o un pic, ne-am mai găsit cu cineva pe drumul ăsta de vorbă și după aia am plecat. Cam la vreo jumătate de oră de București, ne sună. Ați ajuns, sunteți aproape? Mai avem. Să mă anunțați când ajungeți. De ce oare era atât de nerăbdător? Ei bine, ne-a așteptat cu mașina caldă, astfel încât că e o diferență când pornești la rece și când pornești la cald. Mașina efectiv frigea. Deci omul nostru a stat cu mașina pornită în parcare și a turat-o și a turat-o ca să fie motorul cald când venim noi, ca să se audă mai bine când pornește. Și pe lângă asta, pe lângă s-a dat de gol și a zis că mai are o mașină, că mai are o mașină mai ieftină, dar văd că are două. Am venit cu o altă mașină să ne aștepte, că era cu nevastă sa care, cum să spun, el venise cu o altă mașină, dar una foarte mișto. Adică în niciun caz nu se ia din 2005. Și din start, eu cum l-am văzut, venea să mă întorc să plec. Era, cum să zic mă, să nu pară că-s rasist. În pantalon, 3 sferturi de blugi, în cămașă, nu i-a târnat foarte mult burta, că era doar începător la samsăriei. Cu o femeie băț. Și aia părea cam amețit așa un pic, el zicea, nu, că soția mea lucrează la fundene aici, aproape 5-10 km pe zi face cu mașina, sau 5.000 de kilometri pe an face cu ea, avem și un copil să scăpăm, o dăm, nu știu ce, în fine, vrăjilele alea pe care le-au majoritatea. Și acum era tare că aia nici să nu fost nevastă, a fost soră sa sau cineva și a pus-o acolo. Și da, pentru cei care probabil vă pregătiți să ziceți niște glume, ceva, da, omul era mai colorat. N-am nimic cu oamenii colorați. Am ceva cu oamenii care sunt țepari, că putea să fie și alb și albastru. Samsarul e tot samsar, indiferent de culoarea pielii, ca să nu fiu acuzat că sunt rasist. Și cum să vă zic cam ce bube avea mașina. Deci, ne așteptam cu mașina caldă, dar oricum, tot s-a auzit urât la pornire. În loc să pornească frumos, vrum, vrum, nu, porniți-o, a scos așa un sunet ciudat la început, parcă era pe motorină. După aia avea un martor aprins în bord. El zicea că e de la sonda alarm, dacă nu-i ceva scump, că nu știu ce. Între timp am sunat pe cineva cât dădeam ture pe acolo și a spus, bă, nu e, așa zice el că e sonda alarm, dar poate să fie ceva ce te costă mai mult decât bașirea. Catalizatorul a zis, sau nu mai știu ce. Deci, mecanic varză. Și așa, și cum se auzea, că și când dădeam ture prin parcare pe acolo, te auzea urât. Nu se auzea cum trebuie. Frânele ținea. Aer rece băga, chiar dacă mașina frigea, băga până la urmă aer rece, aerul condiționat. Dar, cum să zic, săraca făcea urât și pe lângă că
175 de mii în anunț, ea avea vreo 200 și un pic, 205.000, 210.000 în bord. Deci, de asta nici nu i-am mai zis. I-am zis, domne, de ce n-ați făcut asta? Nu, că e ceva ieftin, e vreo 30 de lei. Păi și de ce n-ați făcut-o? Că se aprinde la loc după. S-a dat singur de gol iarăși. Cred că e începătuna să-mi sărie. Așa că feriți-vă de anunțurile făcute de cineva care vinde mașini în parcare în parcarea de la Carrefour Colentina și la astea două ce a pus București și Fundeni. Fundeni care e lângă. Pentru cine din zona un spital oncologic acolo, spitalul Fundeni. Sau avea și mai multe chestii doar oncologie. În fine, și cam asta e experiența mea cu cineva care a vrut să-mi dea țeapă cu un Seat. Sunt sigur că o să mai dau și de țepare în continuare. Măcar acum m-am convins ferm. Am fost și ieri în târg ca să văd cum arată Samsaru, ce anunț face Samsaru, ce mașină vinde Samsaru. Eu m-am gândit că ăsta vinde și el mașini scumpe, dar văd că ăștia mai începători se bagă pe mașini mai ieftine așa. Asta e. A, și pe lângă asta, n-avea cartea mașinii la el cu lucrările pe care le-a avut când s-a făcut, când i-a schimbat distribuția și așa mai departe. Acum, eu am tot dreptul să nici să nu-l cred, să fi zis că femeia era nevastă sau poate era o cunoștință. Nici nu cred că era mașina nevestei și a băgat la vrăjeală că e a nevestei. În orice caz, în momentul în care eu cu taică mi-am zis ceva de senzorul ăla de acolo, nu de senzor, de martor. Am zis senzor mai devreme, martor, avea martorul ăla prins. În momentul în care am zis de martor, deja nu mai era cu zâmbetul pe buze, dar era așa fericit că veni să uitam cum își făcea. A, e fiul dumneavoastră, seamănă, nu știu ce, ai, așa. Și în momentul în care ne uitam la martorul ăla, da, și cam asta e treaba. O să mai dau de țepar din ăștia. O să fac videoclipuri de fiecare dată, astfel încât să vă învăț și pe voi cum să vă feriți de ei. Nu o să-i fac numărul de telefon public, că nu-i frumos. De aceea este și ascuns asta cu sună vânzătorul. Nu vă dau numărul lui, că nu-i frumos. Aveți aici anunțul și v-am spus. E cineva care vinde mașină în parcare la Carrefour. E probabil este acestui om cu această semnătură. Acum, dacă vede videoclipul, nu-i cu supărare. Doar mi-am dat cu părerea despre cum arată o mașină a unui Samsar. Din propria experiență, i-am spus, pune-o la punct, sună-ne și venim să o luăm. Da, bineînțeles că nu o să o pună la punct. Nu i-am făcut poza publică și numele, ăsta e doar un alias pe care poate să și-l pună oricine. Poate nici nu-l cheamă așa sau e pe o reclamă. În fine, deci nu i-am făcut publică identitatea, nici numărul de telefon. Nu vreau să vă apucați acum să căutați anunțul și să-l înjurați. Nu. Pur și simplu, dacă vreți să vă luați mașină sau cunoașteți pe cineva care vrea să-și ia mașină, nu luați de la omul ăsta și gata. Acum, vedem. În fiecare zi cred că o să vă fac un clip de ăsta cu ce Samsar țepari mai găsesc și eu. Dacă Lospa face cu hoți cibernetici, eu fac cu hoți de ăștia, hoți auto, cu Samsari. Eu și cu 99 Vehicles. Cine mai face clipuri cu Samsari? Să-i menționați în comentarii că oamenii ăștia care fac videoclipuri despre cum să eviți o țeapă cu mașina sunt niște eroi. Și da, trebuia să... Era o altă soluție să-i fi cerut direct seria de vin și să o bag pe car vertical. Dar am zis, hai să merg direct să o văd. Oricum îl duceam la un mecanic să-i fac o diagnoză, să verifice mașina și în gaura curului să vadă dacă are probleme sau nu. Nici n-am mai dus-o că nu ne-a plăcut. V-am zis, din start, cum a pornit și s-a auzit, tă-tă-tă, am zis, opa, ceva nu-i bine și chiar n-a fost bine. Așa că, ale mele căutări de mașini continuă. Dacă aveți link-uri cu mașini, până în momentul în care reușesc să cumpăr una, dacă aveți link-uri cu mașini din București până în 1600-1700 de euro, că mai lasă și el la preț, puteți să mi le dați pe Discord sau pe Instagram și vă și eu dacă merită sau nu. Hai, aveți grijă de ce oameni puteți găsi cu anunțuri. Ciao les tuturor!